Salutare, dragilor! Mă bucur tare mult să ne revedem și în această săptămână, iar de data aceasta am o invitată specială, o invitată pe care dumneavoastră deja o cunoașteți. Este vorba despre Miss Arad 2023, Andreea Murgociu. Bine ai venit! Bună! Mulțumesc că mă primești aici la tine în emisiune. Cred că vin cu drag, acasă, nu? Deja. Vin cu mare drag. Eu îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația mea și, cel mai important, îți mulțumesc că, uite, ai o activitate foarte frumoasă despre care abia aștept să povestim, dar pentru început hai să ne îndreptăm spre cel mai apropiat eveniment pe care aș vrea să te las pe tine să-l prezinți. Este vorba despre un eveniment de speed dating. Este un concept nou pentru Arad, pentru că nu este un concept unic, dar în Arad nu s-a mai organizat așa ceva din câte știu eu. Este vorba despre un eveniment de socializare pe care l-am gândit ca o alternativă la ieșit un club, de exemplu. Nu sunt o persoană căreia să-i placă foarte mult să iasă în club și, după părerea mea, în Arad nu sunt foarte multe alternative și am dorit să aduc eu alternativa. Dacă tot vine Valentine's și Dragobete, se va materializa în 24 februarie cu ocazia Dragobete. E foarte potrivit pentru această perioadă și vreau să te întreb de unde a venit această idee, pentru că mi se pare, cum îți spuneam și mai devreme, neobișnuită. Da, e neobișnuită. Nu știu de unde, poate din filmele americane. Eu am și petrecut 2 veri în state, 3 veri de fapt. Poate de acolo am fost inspirată. Și ne bucurăm că l-ai adus, ai adus acest proiect, această idee în Arad. Cum se va desfășura acest eveniment? Deci evenimentul presupune conversații prin rotație, sunt conversații contratimp. Voi încerca să echilibrez numărul de bărbați și femei care vor participa prin confirmări la înscrieri și fiecare bărbat va conversa cu fiecare femeie timp de 5 minute, după care bărbații se ridică de la masă și merg la următoarea masă, astfel încât fiecare femeie să ajungă să interacționeze cu fiecare bărbat. Aveți niște subiecte deja stabilite? Se poate vorbi despre orice, dar eu voi pregăti niște conversation starters, să le zic așa, niște subiecte de început pentru cei care cărora poate nu le este așa de ușor să înceapă o conversație. Eu lucrez de acasă și mi-este foarte ușor, este foarte confortabil să ajung să petrec toată ziua în casă. Și atunci m-am gândit că sunt mulți alți tineri în situația mea, știu sigur asta, și poate ar fi un eveniment potrivit, de exemplu, pentru ei. Intervalul de vârstă vizat este 25-35 de ani, pentru că vreau să fie o vârstă, un interval relativ mic cu care să fie confortabil oricine într-o posibilă relație. În funcție de cei ce se vor înscrie, eu voi selecta participanții în funcție de profilul majorității înscrise, astfel încât să păstrez o diferență de vârstă destul de mică. Care este targetul? Ce ți dorești să îndeplinești, să spun așa, după acest eveniment? Eu îmi doresc să mut conversația din online în viața reală, pentru că percep că în ziua de astăzi tinerii se abordează foarte... sunt foarte reticenți la a aborda persoane noi. Și modalitatea la care recurg prima oară este un mesaj pe Instagram sau un mesaj pe Facebook. Este în regulă dacă nu cunoști persoana, dar dacă știi persoana în viața reală, ce-ar fi să o abordezi categorii în viața reală prima oară? Deja ai vorbit oricum despre acest eveniment în online și ne bucurăm că, așa cum spuneam mai devreme, ai gândit un astfel de proiect. Cum ai simțit că este privit de către, nu știu, prieteni sau cei care te urmăresc? Simt că există 2 tabere, dacă le pot spune așa. Sunt oameni care o consideră o idee foarte faină și sunt oameni care sunt foarte reticenți. Dar eu cred că schimbarea vine așa încetul cu încetul, știi? Și prin evenimentul ăsta, care vine cu un element de noutate, poate vom avea și alte evenimente noi în Arad. Care crezi că sunt punctele tari și punctele slabe, mai slabe, să le spunem, când privim spre evenimente de acest gen, evenimente care nu s-au mai făcut până acum?
Cred că este mult mai greu să ajungi la publicul țintă care și-ar dori. Și există o reticență și din cauza faptului că oamenii se gândesc la cum vor fi percepuți dacă participă la un astfel de eveniment. Poate și imaginează că fac un fel de declarație prin faptul că se prezintă la eveniment, nu știu, ca și când declară că sunt în căutare de a cunoaște un potențial partener. Nu văd o problemă cu în a fi deschis spre a cunoaște oameni noi și cred că oamenii își vor schimba percepția încetul cu încetul odată ce se normalizează tipul ăsta de evenimente. Vreau să vorbim puțin și despre activitatea ta. Cum spuneam, tu ești Miss Arad 2023. Ai foarte multe evenimente unde participi. Cum ți se pare această perioadă? Ce așteptări ai avut și de ce te-ai lovit, de fapt, în realitate? Este o perioadă plină de experiențe noi. Unul dintre primele evenimente la care am participat a fost Timișoara Fashion Week. A fost o experiență care m-a învățat multe. A avut și aspectele ei negative. Lucrurile nu se desfășoară perfect în domeniul ăsta. Nici nu mă așteptam. Poate realitatea este un pic mai negativă decât credeam. Dar, cum spuneam și înainte, schimbarea vine cu noi. Și eu aștept să mai particip la astfel de evenimente. Să văd cum se desfășoară toate. Și să văd și cum sunt primite de cei ce participă, cei ce privesc și cum sunt privite și de cei ce participă. Eu sunt convinsă că tu ai parte de susținerea organizației, pentru că Adela Roțțebeli, pe care vreau să o salutăm, este foarte implicată și știu că ține de fiecare dată foarte mult la fiecare câștigătoare în parte. Cât de importantă este această susținere când creezi un eveniment? Este importantă. Primul eveniment pe care l-am organizat a fost eveniment, dacă pot să-l numesc eveniment, a fost un curs de autoapărare și a fost destinat arădencelor și am avut parte de ajutorul colaboratorilor Miss Arad pentru păr, pentru machiaj, pentru poza de afiș. A ajutat foarte mult, dați seama. Care este sentimentul tău după ce reușești să organizezi un eveniment de succes? Ai o satisfacție foarte mare dacă feedback-ul este pozitiv. Pentru că în cazul cursului de autoapărare a fost cazul și participantele toate au avut doar impresii pozitive. Ba chiar la finalul cursului, instructorul a întrebat dacă fetele vor să mai participe și mai mult de jumătate din ele au spus că își doresc să mai participe la curs. Chiar acum, recent, am primit un comentariu pe Facebook de la o domnișoară care m-a întrebat dacă mai organizez și anul ăsta cursul. Deci, interes există și se poate. Cu siguranță se poate. Să spunem așa, ești în a doua parte a mandatului tău de Miss Arad. Ce planuri mai ai? Pe lângă acest eveniment de speed dating, mi-aș dori să organizez un club de carte. Încă nu sunt 100% convinsă că ar merge, că aș avea determinarea să mențin un astfel de angajament pe o perioadă așa de lungă. Încă îmi concep ideea, dar acela ar fi următorul pas deocamdată. Și vrem, nu vrem, ne apropiem și de perioada în care vei da coroana mai departe. Știu că în fiecare vară se organizează o nouă preselecție, mai apoi o finală grandioasă, Miss Arad. Ce așteptări ai de la concurentele, posibile concurente din acest an? Mă aștept ca ele să vină pregătite din mai multe puncte de vedere. Da, să fie pregătite fizic, dar să fie pregătite și psihic și emoțional, să se aștepte la o anumită presiune și să aibă un mesaj de transmis. Pentru că ce îți oferă concursul ăsta? În principiu îți oferă atenție. Și cred că e important să fructifici atenția asta într-o direcție bună, într-o direcție pozitivă,
până la urmă ești un oarecare model la care cel puțin tinerele fete se uită și poate aspiră ca într-o zi să poarte și ele coronița. Și cred că este important să fii un model bun de urmat. E foarte corect de precizat faptul că această coroniță nu este doar pentru, nu știu, bucuria titlului, bucuria faptului că deținem acest titlu, ci vine cu foarte multe alte lucruri pe care trebuie să le facem. Nu ți impune nimeni să faci ceva anume, dar eu cred că este important atunci când primești să te gândești cum poți să dai înapoi. Vrea să ne întoarcem din nou spre acest eveniment pe care urmează să-l organizezi și vreau să transmiți un mesaj pentru cei care ne urmăresc, nu știu, să-i convingi că este un mod extraordinar de a conversa, de a cunoaște oameni, de ce nu? Dacă veniți și vă înscrieți și participați, veți petrece o sâmbătă altfel. Nu este o sâmbătă pe care poți să o petreci oricând. Oricând, corect. Da, este un eveniment ocazionat de dragobete. Și, prin urmare, cred că lucrurile trebuie sărbătorite atunci când e cazul, când e ocazia. Eu mi-am propus ca anul ăsta să sărbătoresc mai mult și doresc să găsesc fiecare pretext care poate să-mi permită să sărbătoresc. Știm că acest eveniment va avea loc în centrul orașului, într-o cafenea din centrul orașului. Unde pot găsi cei care ne urmăresc informații? Există un eveniment pe Facebook. Speed dating, dacă căutați speed dating, cred că veți găsi destul de ușor. Sau dacă mă urmăriți pe mine pe Instagram și pe Facebook, eu am postat detaliile. Iar în bio pe Instagram se află și formularul de înscriere. Cu siguranță vom posta și noi, în așa fel încât toți cei care ne urmăresc să fie la curent cu aceste informații. Îți mulțumesc tare mult pentru că ai acceptat invitația mea și mă bucur că, uite, ne întâlnim și povestim despre proiecte atât de frumoase care se petrec în orașul nostru. Mulțumesc frumos! Iar noi ne revedem curând, dragilor!